Micul prinț s-a făcut mare. Carol Ferdinand, fiul prințesei Lia și al prințului Paul, a împlinit de curând 8 ani. Puștul cu sânge albastru a moștenit un talent de la bunicul și străbunicul său, vorbește 4 limbi străine. A impresionat-o chiar și pe soția președintelui Franței, Brigitte Macron, dar mai multe despre micul prinț ne-a povestit chiar mama lui, prințesa Lia de România. Acum eu sunt norocos, pentru că în opinia mea fiecare copil are capabilitate să absorbe limba străină. Înainte 10 ani, foarte ușor, dar noi am fost norocos pentru că Carol acum pot să vorbesc în 4 limbi, german, francez, engleză și sigur limba română, dar tot fără accent. Eu cred el a fost moștenitor pentru această dar din Dumnezeu. Bunicului și străbunicului a avut această talent. Carol Ferdinand, fiul în vârstă de 8 ani al prințesei Lia și al prințului Paul, este un băiețel tare haios și extrem de inteligent. Știe 4 limbi străine și a impresionat-o până și pe soția președintelui Franței, Brigitte Macron. Singura poveste mie îmi place foarte mult. A fost o invitație oficial la președinte de Franța, Macron, să fie la ziua națională lor. Și nu a fost altă copii în această zonă, a fost pentru securitate. Trump și Macron, Merkel și Bibi Netanyahu, Israel, a fost acolo. Și Carol a fost în interviu cu prima doamnă, Brigitte Macron. Și presa franceză a spus, ce limba, și el a menționat, ce limba este cel mai favorit? Nu uitați, sunteți în Franța, prințul fără hezitație, limba română. So, el este un patriot. Ai venit la ziua lui Andreas? Da. Prieteni? Da. Ia zi, Andreas, ce vă jucați voi așa ca băie? Trebuie să jucați cu laser. Vorbiți. Și ne jucăm prințele dacă vrea el. Ne jucăm prințele dacă vrea el. Am auzit că sunt, știi, 5 limbi străine, așa este? Da. Păi zici la mulți ani în, nu știu, în franceză? Nu, în română. Ce sfat îi dați de ei, așa, ca de la mamă la mamă? Da, vină. O, sigur. Ea era foarte emoționată că am primit băiețelul 7 ani și aducea... O, da, da. Este caracteristic pentru familia. Ei tot timp are această atmosferă de iubire și calm și distracție. Dacă această femeie nu a fost așa de mare doamnă, va fi gelos cu această femeie. Carol Ferdinand a venit pe lume în luna ianuarie anului 2010. Prințesa Lia, având 58 de ani atunci când a născut, bucuria a fost fără margini pentru cuplul cu sânge albastru, băiețelul fiind un miracol îndelung dorit.